Fosta școală 5, actualul liceu tehnologic economic Nicolae Iorga din municipiul Pașcani își deschide porțile de pe 13 septembrie pentru circa 850 de elevi de la clasa pregătitoare și până la liceu. Este singura unitate de învățământ din oraș cu alternativa educațională step by step, adică program prelungit pentru clasele primare începând de la pregătitoare. Da, începe noul an școlar. Care este situația la liceul Nicolae Iorga? La liceul economic Nicolae Iorga Pașcani, în anul școlar 2021-2022, vor funcționa 29 de colective de elevi, 11 la clasele primare, 10 la gimnaziu și 10 la liceu și școală profesională. La clasa pregătitoare avem două colective, unul în învățământ care își va desfășura activitatea după învățământul tradițional și una în alternativa, un colectiv în alternativa educațională step by step. La alternativa educațională step by step avem solicitări foarte multe, dar nu avem posibilitatea să acoperim și îmi cer scuze în felul ăsta în fața părinților pe care n-am putut să-i integrăm, pentru că au fost anumite criterii. În primul rând, zona, am ținut criteriul de zonă, deci încă se mai păstrează acele circumscripții școlare și după aia cei care au fost, care au frați în școala noastră și în felul ăsta am ocupat toate locurile. Însă, zicem noi că majoritatea cazurilor au fost rezolvate. La clasa 5-a ne-am propus prin proiectul plan de școlarizare două colective și le-am realizat. La clasa 9-a ne-am propus două colective de învățământ liceal și un învățământ profesional. La învățământul profesional am depășit numărul de locuri și așa că am fost nevoiți să organizăm concurs. Aici aș vrea să remarc faptul că nu a fost o colaborare prea bună cu unitățile școlare, de unde proveneau copiii, cu școlile gimnaziale, pentru că noi a trebuit să anunțăm copiii în momentul în care a depășit numărul de locuri, a trebuit să anunțăm copiii că trebuie să organizeze concurs. Ori, cu părere de rău, doamne secretare, unele doamne secretare au spus că păi nu mai sunt elevinoși și nu mai vă dați seama că este o obligație morală din partea școlii de unde provine copilul să-i urmărești traseul educațional până ajunge în câmpul muncii și chiar și după aceea. Iar până pe 31 august încă este elevul școlii respective, chiar dacă a absolvit o clasă, este absolvent a 8 clase. Așa că le rog pe viitor să fie mai receptivi la solicitările liceilor unde pleacă copiii, unde sunt admiși copiii. Cu părere de rău, deși încă mai sunt foarte mulți copii care nu sunt înscriși într-o formă de învățământ, mulți copii absolvenți de 8 clase în zonă, care nu sunt înscriși într-o formă de învățământ, n-am putut să realizăm o clasă a noua, turism alimentație, cu toate că până acum n-am avut asemenea surpriză neplăcută. La liceul nostru întotdeauna a fost un aflux destul de mare de elevi, chiar am fost solicitați de multe ori de inspectorat să mai introducem câte o clasă și iată că de data asta nu am realizat o clasă a noua. Avem o satisfacție deosebită, pentru că toți absolvenții liceului nostru își găsesc un loc de muncă după ce termină liceul. De asemenea, elevii liceului, în timpul vacanțelor, se angajează la unități de alimentație publică, se angajează sezonier și avem o satisfacție deosebită când mergem prin unități de alimentație publică, restaurante, hoteluri din țară, când mergem și noi în concediu și întâlnim elevii noștri sau absolvenți ai liceului nostru care
angajați definitiv la acele unități. De fapt, asta este satisfacția profesorului, pentru că salariile nu sunt chiar atât de mari, dar avem satisfacții morale când vedem că munca noastră nu a fost în zadar. Și copiii care au trecut prin școala noastră s-au realizat, au un loc de muncă și se simt bine. Da. Școala este pregătită în ceea ce infrastructură, așa, regulile? Vis-a-vis de logistică, să zicem așa, noi spunem că liceul Nicolae Iorga își așteaptă elevii, deci suntem pregătiți și mâine, dacă ar fi să se deschidă anul școlar, am putea să-l deschidem. Sigur, mai sunt mici retușuri pe care o să le facă dirigenții învățătorii în intervalul de timp cât mai este până la începerea anului școlar, dar în general noi suntem pregătiți. Vom încerca să lucrăm într-un singur schimb. Avem cabinete, avem laboratoare, dar după indicațiile ministerului și după dispozițiile date de minister, fiecare laborator, fiecare sală este o sală de clasă. Nu putem să ne desfășurăm activitatea în laboratoare. S-ar putea pe parcurs să se revină și să folosim aceste laboratoare, dar în fiecare laborator, în fiecare cabinet, este sală de clasă, tocmai pentru a lucra într-un singur schimb. În două schimburi ar însemna ca o clasă să învețe dimineață și în aceeași clasă să învețe după amiază alt colectiv de elevi și oricum vă dați seama că normele de igienă ar fi respectate, dar nu în totalitate, pentru că locuind în aceeași bancă, în același loc, doi elevi, chiar dacă s-au igienizat, totuși este un risc. Da, și din cauza asta noi încercăm să lucreze toată lumea într-un singur schimb, să învețe într-un singur schimb. Aveți cabinet de medicină școlară? Avem cabinetul, decât că, mare părere de rău, avem o doamnă asistentă care e la 3 școli, un număr foarte mare de elevi. Doamna este foarte activă, vine la noi, ori de câte ori este solicitată, are program la noi, 2 zile pe săptămână, dar nu se poate împărți nici ea la atâtea școli, vă dați seama. Doamna doctor Iarăș, cu DSP am colaborat destul de binișor. La început au mai fost unele probleme, dar pe parcurs le-am înlăturat și am colaborat foarte bine. Da, și întotdeauna au fost de un real sprijin pentru noi. În ceea ce privește partea financiară, cum vă descurcați? Partea financiară, știți cum e în învățământ. Întotdeauna mai este nevoie de bani, dar se pare că a răsărit soarele și pe strada noastră. În ce sens? E o lumină palidă, dar iată că primăria și-a adus aminte că există și școala 5, Liceul Nicolae Iorga Pașcan, spun școala 5 pentru că așa este cunoscută de către cei mai în vârstă, și ne-a ajutat cu o sumă modestă, dar binevenită, pentru a reabilita grupurile sanitare de la etajul 2, care erau într-adevăr cu probleme. Da, și le mulțumim pe această cale, vis-a-vis de cealaltă conducere care ne promitea, și respect și pe ceilalți, dar investiții de anvergură n-a făcut în școala noastră de când sunt eu director, n-au fost făcute investiții de anvergură. La celelalte școli s-au făcut garduri, s-au reabilitat școlile, s-au învelopat. În sfârșit au fost lucrări, pentru că spun treaba asta, pentru că școlile generale din Pașcani au fost la un moment dat în centrul nostru de execuție bugetară. Știu exact fiecare școală ce a primit. Ei, pe noi ne-a ignorat. Nu știu, n-am avut noi culoarea corespunzătoare sau ceva s-a întâmplat. Dar acum văd că s-au orientat și spre noi și chiar mă bucur. Fără prea multă insistență, asta e important. Că te duci, insiști și nu, și rămâi așa cu un gust amar. Pentru că în fiecare an eu am trimis și poze și tot ce argumente, în sfârșit, proiecte, și nimic.
În final, în final vă îngrijorează numai promisiuni. Da. Vă îngrijorează facturile ce ar urma să vină în... Sigur, după cum aud că se scumpește energia, ne îngrijorează, dar să sperăm că o să descurcăm. O să încercăm să, și noi să facem economii, să... Oricum, dacă lucrăm într-un singur schimb, după amiază o să mai reducem căldura și că la căldură sunt problemele cele mai mari. Și să sperăm că o să ne descurcăm și în acest an ca și în ceilalți ani. În ceea ce privește echipa de profesori, sunt noutăți? Păi au mai apărut o serie de profesori noi. Avem un nou profesor la biologie, o doamnă profesoară, care văd că este foarte implicată și a început deja, a intrat în laborator și a început să facă ordine, ceea ce mă bucur foarte mult. Mai așteptăm să mai vină acum cu o altă repartiție la inspectorat pe un post de alimentație publică. Dar dacă nu o să vină, avem posibilitatea să împărțim ca la plata cu ora catedra respectivă la profesorii titulari din școală. Da. Sunt proiecte în școală? Proiecte, în primul rând, proiectul Roze, care s-a derulat și efectele se văd în rezultatele la bacalaureat, pentru că am avut un procentaj de peste 70%, ceea ce depășește media pe județ și asta ne onorează. Mai încercăm niște proiecte Erasmus, dar suntem în așteptare, avem promis, adică școala coordonatare din Turcia, spre exemplu, spune că ar fi obținut ceva aprobări, dar încă nu sigur, suntem așa în stand-by cumva. Sperăm să avem și un proiect Erasmus și tocmai s-a terminat un alt proiect. Și acum să vedem, să intrăm în ritm și ne apucăm de treabă. Echipele de proiect vor trece la treabă și sperăm să obținem mai multe proiecte. În timpul vacanței, doamna profesoară Vosoianu a organizat o tabără la Durău, unde copiii, pe lângă activități distractive și de relaxare, au avut posibilitatea să cunoască și deci să fie educați și în spiritul moral religios și au participat un număr destul de mare de elevi. Sperăm ca aceste activități să continue, mai ales că doamna Osoianu mai are acel concurs în care se desfășoară înainte de Crăciun. Un gând la început de an școlar pentru elevi, pentru părinți, pentru întreg colectivul? Pentru întreg colectivul, putere de muncă, răbdare, pentru părinți sănătate, bineînțeles și pentru colegii sănătate. Sănătate și să colaboreze mai bine cu școala, pentru că în marea lor majoritate colaborează foarte bine, dar mai sunt și părinți care au impresia că numai societatea trebuie să se ocupe de educația copiilor dumnealor și că școala trebuie să le facă educația și toate nevoile copilului trebuie să le asigure școala. Ori nu este așa. În primul rând, educația se face în familie. Primul educator este părintele. Ceea ce vede copilul la părinte, aia o să facă și el în viață. Noi încercăm să-l îndreptăm, să-l aducem pe calea cea bună, dar dacă părintele nu este alături de noi și nu ne înțelege, atunci efectul este zero. Pe vremuri, că eu acum pot să vorbesc pe vremuri, pentru că am 40 de ani, am intrat în al 40-lea an de învățământ, părintele venea la școală, se interesa și își certa elevul, copilul. Acum vine la școală și chiar dacă copilul e vinovat, îl ceartă pe profesor sau mai mult chiar îl amenință că o să reclame la inspectorat. Și aici chiar cu inspectoratul, nu știu, dar inspectoratul este un for superior care nu poate lua decizii și nu poate sancționa. El poate să propună conducerii școlii să facă o anchetă dacă un profesor a greșit sau poate să vină personal niște inspectori să facă ancheta,
dar în urma anchetei inspectoratului, acesta propune o sancțiune dacă profesorul este vinovat, propune conducerea școlii și conducerea școlii analizează propunerea inspectoratului în Consiliul de Administrație și aplică sau nu aplică propunerea inspectoratului. Deci ar trebui să renunțăm la aceste aspecte și când spun chestia asta, o spun pentru că au venit colegi care s-au plâns că, uitați, au venit părintele și au amenințat că îl cunoaște cu tare inspector sau nu știu ce și las că face el și drege. Nu poate face nici un inspector nimic și nu se implică oamenii ăștia pentru că își cunosc pozițiile și știu că sunt oameni serioși. Da, deci colaborarea asta solicită din partea părinților și sănătate și să aibă posibilitatea și să-și poarte copiii în școală, să le asigure condițiile de a urma cursurile și condiții bune de trai pentru copii.